Sau liber m-am găsit la o nouă serie sau miniserie sau, nu știu, un joc de prezentare pe acest canal. Este vorba despre Geometry Dash, dar varianta light, pentru că nu vreau să plătesc să-mi iau versiunea full, pentru că nu prea merit. Și da, am văzut că este un joc foarte, foarte jucat și foarte, foarte popular și am zis să jucăm și noi. Hai să-i dăm play, să vedem care este primul nivel și să vedem. Ia băieți! Nu prea știu cum se joacă, e prima dată când intru în acest joc, dar sper să ne descurcăm. Oh. Dar nu prea știu să joc. E prima dată când mi-l iau, când îl încerc și când intru în el. Deci, da, nu vreau să tai, vreau să vă arăt exact. What the fuck, man? Oh. Pac. Pac. Și da, băieți, am văzut că există cât de cât un suport pentru seriile mele. Am văzut că pentru The Walking Dead au strâns foarte multe like-uri. A, cred că știu cum să fac. A, gata, m-am prins. Aha, este boss, am prins mișcare. Așa. A, aici trebuie să facă... Da, am înțeles. Și mi-arată și câte încercări am făcut. Și da, voi, dacă vă place ce fac eu pe acest canal, nu uitați să dați like, share, subscribe și coment, pentru că astfel m-a motivat să continui cu seriile mele de pe acest canal. Super mirobolante. Oh. Dar episodul ăsta nu o să fie un episod de vreo, nu știu, 20 de minute, nu știu, cred că de vreo 10 minute sau habar n-am. Nu prea pot să trec de chestia asta. Fac. Și nu cred că o să fie o serie, cred că doar o să fie un joc așa de prezentare. Și totodată mai vorbim și despre canal. Și am văzut că s-au strâns like-uri, comentarii, vizualizări, suport pentru toate seriile. Am văzut că am acum 41 de abonați. Adică am mai înaintat cu un abonat. Deci asta este bine. Și la vizualizări stăm destul de bine. E ok, totul este bine. Sper să creștem în continuare. Pe mine mă interesează foarte mult numărul abonaților. Că bine, și vizualizările, dar și abonații sunt cei mai importanți. Adică, na, nu poți să ai 10.000 de vizualizări cu 50 de abonați. Adică nu poți. Oricum, ca să fii YouTuber mare și ca să ajungi mai cunoscut, trebuie să îți fac un YouTuber mare promovare. Nu poți să te naști tu singur. Așa, gata, mâine sunt YouTuber, dar nu ești PewDiePie sau... Nu știu. Ai avut noroc. Fucking hell. Fucking hell. Și da, băieți, în sfârșit am intrat și noi în vacanță, am scăpat, în sfârșit. Suntem în vacanță. De vreo 2 săptămâni. Bine, dar eu cel puțin am teme, mi-a dat teme și la școală și la meditații, am și de învățat. Și na, o să mă relaxez și eu câteva zile, iar după aceea intru, bine, carte, pentru că trebuie să învăț. Dacă vreau să iau examenul cu notă mai mare. Haide. Fuck, man. Chiar nu pot să trec de chestia asta. Se pare greu jocul ăsta. Ia uite, frate. Băi, a pus acolo și... Totuși, de formă geometrică sau ceva, nu știu, și ceva cu pătrat care pare viață și sare pe aici. Da. Uite, mă, frate. Eu a pus și ăla serios. Ah, bolo. Eu nu prea mă pricep la jocurile astea, dar după cum vedeți, nu prea mă pricep.
Da, fac. Am avut aici un mic frizaj, de ce? Păi să mă jucăm. Pam, 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 pam. Și da, băieți, exact cum v-am promis, în vacanță o să fiu mult mai activ, adică ați văzut și voi că din ultimele zile, în ultimele zile am devenit mai activ. Și da, vor apărea în sfârșit și colaborările, dar de data asta cred că o să ne auzim amândoi sau toți trei, nu știu cât suntem. Adică acum nu o să mai gen, eu vorbesc pe filmarea mea și nu se aude și el tot așa și urmă. Nu o să fim unul lângă altul, adică mergem unul la altul sau nu știu, ne întâlnim undeva și astea și filmăm. Exemplu cu, nu știu, Cosmin Gaming. X-Ray nu este disponibil. Bogdan nu. Abzon nu știu, posibil. Rubber Gaming nu știu. Prețul, știu un prețul de-a meu. Sebi nu este, adică nu știu, depinde. Da, dar adică 100% cred că o să fac cu Cosmin Gaming. Și da. Da, deci nu pot să trec partea aia, deci nu pot să trec. Bă, serios, chiar nu pot, uite mă frate, bă, nu pot să trec. What the fuck? Mamă, jocul ăsta, nu pot să zic că îmi provoacă dependență, dar sigur nu o să fie asta o serios, să fie doar și un episod. Uite, frate. Mamă, ce mă enervează jocul ăsta. Și miturile și legendele din GTA San Andreas, nu știu exact când vor apărea. Depinde când, să zicem, reactivează din nou aplicația cu care filmez eu pe iOS, adică Airshow. Asta depinde de Apple, nu de mine. Depinde când o activează ei, pentru că, na, mă zic că ei au ceva cu cei care înregistrează pe Apple și este activată un moment, după aia iar se dezactivează și tot așa. Dar nu știu dacă s-a activat sau nu, nu știu exact. O să mă uit și pe Tutu Helper, pentru că acolo tot așa a fost o chestie și în vreo 48 de ore a rezolvat problema. Dar nu știu, înseamnă că trebuie să-mi șterg aplicația și să mi-o iau din nou. Ambele, și Tutu Helper și Airshow. Dar trebuie să aveți grijă ca Airshow să fie versiunea aia cu 0.6 sau ceva de genul. Că 0.7 nu e bună deloc. Nu puteți să filmați cu ea. Și o să urmeze și Q&A-ul ăla, dar sincer m-am gândit ca să nu mai fac, sincer m-am gândit ca să nu fac Q&A-ul la mijlocul, să zic așa, m-am gândit să fac Q&A-ul când se vor împlini 50 de abonați, pentru că atunci este, nu știu, un număr rotund, un număr de mijloc, adică, nu știu, așa mi se pare mie, și atunci ar trebui să fac eu Q&A-ul. Nu pot să fac la 40, la 30 sau nu pot, trebuie să fie mai mulți oameni. Și de asta vă mai dau timp în care puteți să comentați în continuare pe pagina mea de Facebook și la videoul cu Q&A, puteți și la videoul acesta, dar numai ca să fie întrebări, ca să vreau să sunt curios ce mă întrebați, adică, da. Bine, da, nu cred că vreau să răspund la toate. Oh my gosh, I just got ambushed by another player. They have less soldiers than me, so I'm just gonna send my cavalry in, cause I totally... Nu mă interesează. Mai ai, mă, frate, că n-am chip să mă joc astea, pleacă de aici. Haide, că mai facem câteva încercări și gata. Vreau să trec măcar de podul ăla, să ce e chestia aia, ca să fiu și eu fericit. Că oricum mă țin jocul ăsta, după aia, cred că-l șterg. Da, pachet. Haide, 15 secunde. Hai. Haide. Bam, 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 bam. Pam, pam, o,
O. O. A. Nu știu dacă am trecut. Hai că mai încerc o dată. Cred că am prins-o. Nu știu, sper să fie bine ce fac acum. Bam, 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 bam. Bam, bam. Fucking hell, man. Țin prea mult apăsat sau nu știu ce naiba are. Aoleu. Cred că asta va fi ultima încercare, iar după aceea închei episodul, pentru că nu vreau să-l fac foarte lung, pentru că na. Vă dau seama că este plictisitor, vă întâi o timp de 10 minute deja. Și da. Și mie îmi pare plictisitor, dar na. Deci da, băieți. Dacă v-a plăcut acest episod de acest episod de prezentare de Geometry Dash, varianta light, nu uitați să dați like, share, subscribe și coment. Iar nu ne auzim, eu am fost Alberto, iar nu ne auzim în zilele care urmează. Pe curând!